Pe cer a mai apărut o stea. Maestru Arșinel nu mai este printre noi. Și așa cum am spus și în Consiliul General când am votat pentru a-i acorda titlul de cetățean de onoare, era doar o formalitate, pentru că el a fost, este și va fi cetățean de onoare al României. Și să nu uităm să ne prețuim valorile cât ele încă sunt în viață. Iar sketch-ul care urmează este unul din preferatele mele. Vă spun îndată despre crima organizată. După cum se știe, crimele sunt permanente de pe timpul terente. Dar de când organizatul, cel mai mare hoț e statul. Uite, eu de par exemplu. Eu de par exemplu plătesc global, plătesc și simplu, plătesc la fisc, la primărie, plătesc la gigacalorie, plătesc la apă iarna, vara, de parcă-mi baie Niagara, plătesc la drum, plătesc trotuar și dau un grop pe bulevard, plătesc din greu. Dar dacă îmi vine, n-am unde să și fac pe bine. E jaf și gazul și curentul și mai plătim și parlamentul. Noi am ales, mă înțelegi, pentru dreptate, pentru legi, dar în loc de legi parlamentare se înjură ca minoritari. Se înjură, cum să spui, ca la ușa cortului. Dar se hârjonesc anume, să-i asculți tu, dragă lume, și să crezi cum că s-ar bate pentru legi, pentru dreptate. Dar când colo pe la spate îi strâng bani și fac avere și tu n-ai măcar de o bere, iei gipane și palate, tu nici trotinetă în rat.